Poliției fără frică de Dumnezeu. Să opriți, să ridice numere și spun amiază. Că stă mașina parcată neregulamentar. A, nu. Eu pornit girofalul ca să ia aghiazmă? Oho! Dar eu credeam că o spun amendă la ISTA și la așa care stă parcată în stația de troleibuz. Sau ce e acolo? Nu e de troleibuz, e de microbuz. Halal poliție. Aici e semn că e parcare interzisă. Și până la următoarea intersecție, parcarea e interzisă. A lor nu le pasă nici. Sunteți în misiune specială, ați pornit girofarul, nu? Bravo! Și ăsta care stă parcat aici neregulamentar? A, deci vă bateți joc și de lei și de tă. Dacă e sărbătoare, ați pornit girofarul? Da, ăsta de ce nu-l amendeți? Da, acela că stă în stație? Da, special din față cu taxiul. Deci de aici sunteți, da? Cum e Recean cu capul de asfalt, așa sunteți și voi. Mergeți la biserică. Bandiților. Și nu pornești? Și nu pornești girofarul și tu? Că ești de așa special cu girofar, te oprești unde vrei. Talharilor. Și ce legat de poliție? Acum nu mă leg dacă ies. Mergi la biserică, nu le pasă lor de legi.